Stimați colegi, vă propun să începem ședința Consiliului Județean de astăzi, prima din acest an. Prezenți 27, 28 din 33. Ședința este legal constituită. Propun să începem și să dau citire ordinii de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 28 decembrie. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea codului de parteneriat prevăzut în anexa la hotărârea Consiliului Județean din 31.10.2016 privind aprobarea parteneriatului dintre județul Bacău și cele 11 comune, Dămedești, Negri, Prăjești, Traian, Secuieni, Zborul Băgiciului, Colonești, Rătitoasa, Motoșeni, Glăbănești, Podul Turcului, în vederea implementării proiectului Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3 Neamț-Bacău. Dacă faceți un pic de liniște. Să putem continua. Trei proiecte de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnici economici actualizați ai aceluiași proiect. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului acordului de colaborare și a cheltuielor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțare a proiectului strategic interjudețean regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3 Neamț-Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea Consiliului Județean 47 din 30 martie 2015 privind aprobarea realizării proiectului pilot un alt fel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace Băcovane din Valea Zeletinului, promovarea învățării și consolidării limbii franceze în vederea dezvoltării comunitare în contextul extinderii relațiilor de colaborare cu Franța. 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui Consiliului Județean în echipa României din cadrul rețelei internaționale de cercetare științifică Observatorul Autonomiei Locale. 7. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local al județului Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii redevenților anuale pentru cabinetele medicale concesionale conform hotărârii de guvern din 2004 cu modificări și completări ulterioare valabile în anul 2017. 9. Proiect de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind indexarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la rețelele de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabil anul în curs, 2017. 11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în municipiul Bacău, Calea Mărșești, numărul 6, din domeniul privat al județului Bacău, în domeniul public al acesteia. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal din județul Bacău pentru 2017-2018, pentru anul școlar 2017-2018. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și acțiune al Inspectoratului pentru situații de urgență Maior Constantin Ieni al județului Bacău pentru 2017. 15. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în două loturi a terenului, având număr cadastral 60038, aflat în domeniul public al județului Bacău și administrarea Spitalului Județului de Urgență Bacău, în vederea trecerii unui teren în suprafață de 83,10 metri pătrați din domeniul public al județului, în domeniul public al municipiului Bacău. 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. 17. Proiect de hotărâre privind actualizarea programului de transport public de persoane pe unele trasee județene prin serviciile asigurate în perioada 2014-2019. 18. Proiect de hotărâre privind indexarea tarifului pentru eliberarea licenței de traseu aferente serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în județul Bacău, stabilit prin hotărârea din 27.1.2016, hotărârea Consiliului Județean.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii cu E.ON Distribuție Vacă România S.A. a Convenției pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale existente la imobile situate în municipiul din strada 9 Mai 1904. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul modernizarea drumului județean 243B, Fântânele Fraja-Motoșeni. 21. Planul strategic cuprinzând principalele obiective și acțiuni ale Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. 22. Diverse. La acest punct s-au propus, după publicarea ordinii de zi, ziua deșteptare, următoarele materiale. Proiect de hotărâre privind desființarea Camerei Agricole Județene Bacău. Proiect de hotărâre privind preluarea amplasamentului și a rezultatelor aferente obiectivului de investiție, reparație, capitale, modernizare, dotare, secție, radioterapie, spitalul județean Bacău și proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de unitățile administrative teritoriale ale comunelor Ardeoan, Poci, Cașin, Cleja, Ghimeș, Păget, Cioțeni, Grăvănești, Gura, Băie, Hemeu și Pești, Zborbăreciului, Măgirești, Măgura, Urbeni, Părberești, Părjor, Reticoasa, Părgutur, Cășureanu, Rechești, București și Zemeș. Împotriva anexei numărul 1 din la hotărârea Consiliului Județean din 13-a-12-a privind repartizarea comunității administrative teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2016. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Numele indicat a fost aprobată. Înainte de a intra în ordinea de zi, probabil o parte din asta ați aflat că astăzi este Ziua Internațională a Distracției la Birou. Deja am discutat și facem toate o micromiție de dumneavoastră. Eu aș prefera să facem liniște și să intrăm așa în forță, pentru că avem, chiar începem anul acesta cu un proiect foarte important, acest proiect strategic, drum interjudețean între Neamț și Bacău, din care 100 de kilometri se vor realiza pe teritoriul județului Bacău, în zona de est. Nu înainte de a ura și de a transmite celor care la început de an și-au sărbătorit ziua de naștere, să le transmitem sănătate, un sincer la mulți ani domnului Neculai Nichita, născut pe 2 ianuarie. Probabil 2 ianuarie am fost înscris în actul de naștere. Gheorghiță Marius Gabriel, domnul vicepreședinte, 6 ani bine. La mulți ani, tânărului nostru Ion Cerescu, ieri am primit frumoasă vârstă, la mulți ani. Și domnului Petrică Mihaila. La mulți ani. Mâine va fi ziua dumneavoastră. Și colegii noastre de la secretariat, doamnei Daniela Crețu, la mulți ani, și doamnei Silvia Pătrășcanu, din presa Bătoare. Da, aș, înainte de a da citirii primului sau a da cuvântul doamnei secretar, v-aș propune totuși un mic amendament la ordinea de zi. Să aducem punctul 20 după punctul, după punctul 4 la ordine de zi, pentru că doamna director Ardeleanu, imediat după ședință, va trebui să plece cu la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, cu cele trei hotărâri ale noastre, după ce le vom dezbate și aproba. Și atunci nu ar fi prezent. Vă propun să aducem punctul 20 după punctul 4. Cine este pentru? Mulțumesc mult. Doamna secretar Ina Zahar, vă rog. Potrivit prevederilor legii administrației publice locale republicate cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supuneți la aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere cele precizate, domnule președinte, vă rog să supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău, din data de 28.12.2016.
Vă mulțumesc. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 2 al ordinii de zi. De fapt, 2, 3 și 4 au același obiectiv. 2 se referă la modificarea și completarea acordului de parteneriat prevăzut în anexă la hotărârea Consiliului de Țean din 31-a 10-a, privind aprobarea parteneriatului dintre județul Bacău și comunele Dămienești, Negri, Prăjești, Traian, Secuieni, Izvorul Berghiciului, Colonești, Răchitoasa, Motoșeni, Glăbănești, Podul Turcului, în vederea implementării proiectului strategic Neamț-Bacău, drumul județean 207D, DN2F, DJ241 și DJ241A. Doamna Mâncea, poate interesant ce prezentăm aici. Actualizarea documentelor în suport în vederea înaintării propunerii de proiect menționată mai sus în cadrul apelului de proiecte deschis în 7 decembrie 2016 și din această perspectivă este necesară modificarea și completarea acordului de parteneriat încheiat între județul Bacău și comunele menționate mai devreme, conform specificațiilor noului ghid al solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondului, în sensul locuirii sintagmei apel de proiecte cu sintagma apel de proiecte POR 2016-6-1-2 și adăugării pentru toți partenerii a cerinței creării contului de utilizator și conectarea la aplicația Emitrex Smith în vederea depunerii spre finanțare a proiectului regional Nord-Est, axa rutieră strategică 3. Față de cele mai sus menționate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea acordului de parteneriat prevăzut în anexă la hotărârea Consiliului Județean Bacău 160 din 31 octombrie 2016. Pentru aprobarea parteneriatului dintre județul Bacău și comunele Dămienești, Negri, Prăjești, Traian, Săpieni, Zborul Gărinciului, Colonești, Răchitoasa, Motoșeni, Răbănești, Podul Turcului, în vederea implementării proiectului. Dacă sunt în discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu, vă supun aprobări. Cine este pentru? Mulțumesc! Cel de-al doilea se referă la același proiect. De asemenea, ținând cont de noile solicitări ale ghidului solicitantului, se impune actualizarea documentelor suport în vederea înaintării propuneri de proiect menționată mai sus în cadrul apelului de proiecte POR 2016 deschis în decembrie 2016. Astfel, luând în vederea modificarea legislativă ce presupune actualizarea cotei de TVA la 19%, a fost necesară actualizarea registrului general aferent proiectului, faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul ridicare și modernizare DJ207D, Dămienești, Mâglea, Prăjești, Traian și actualizarea devizului general aferent proiectului, faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul modernizare și reabilitare a drumului județean 241A, izvorul Berheciului Secuieni. Ținând cont de prevederile secțiunii 4.1 a ghidului solicitantului, documentația tehnico-economică trebuie să nu fi fost elaborată, revizuită sau reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, iar devizul general cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de finanțare. S-a impus așadar actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție aferentă acestui obiectiv de investiții. De asemenea, în aceeași ordine de idei, este necesară aprobarea devizului de cheltuieli cumulat rezultat în urma actualizării devizilor generale ale celor două documentații tehnico-economice specificate mai sus, cu
conform cărora condiții specifice, conform cărora poate fi acceptată depunerea unei singure cereri de finanțare cu două sau mai multe documentații tehnico-economice al aceluiași beneficiar, fiind necesară întocmirea unui deviz de cheltuieli cumulat rezultat din cele două sau mai multe documentații. Menționăm că documentațiile de avizare a lucrurilor de intervenție pentru tronsoane de drum DJ207D, limită județ Neamț Traian, rămân neschimbate. Având în vedere cele prezentate, apare ca necesară aprobarea devizului de cheltuieli cumulat actualizat pentru acest proiect. Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA-ul, este 188.174.000 lei, aproximativ 40.841.000.000 de euro, din care construcție montaj 171.650.048.000 lei, aproximativ 37.992.000.000 euro. Capacități, lungimea drumurilor județene reabilitate și modernizate, conectate la TNT, pe raza județului Bacău, 94.44. Față de cele mai sus prezentate, supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați ai proiectului. Discuții, dacă sunt. Dacă nu, vă supun aprobării, vă supun adoptării proiectului de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Și cel de-al patrulea, al treilea, da, pe acest obiect de investiții, e vorba de acordul de colaborare și a cheltuielilor legate de proiecte în vederea depunerii spre finanțarea proiectului strategic menționat. Conform planului dezvoltare regională nord-est, proiectul vizează modernizarea a 165,563 km pe drumuri județene pe teritoriul județului Neamț și Bacău. Nu mai fac introducerea, vă spun doar atât. Conform ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor, eligibilitatea solicitant și a partenerilor, o condiție obligatorie de eligibilitate, o constituie dovedirea de către solicitant a capacității financiare de a asigura contribuția proprie la valoarea cheltuielor eligibile, minim 2% din valoarea cheltuielor eligibile, acoperirea cheltuielor neeligibile ale proiectului, precum și asigurarea altor sume necesare pentru întreprinderea proiectului. Contribuția proprie a județului Bacău reprezintă achitarea tuturor cheltuielor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.583.794.09 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului. Față de cele mai sus prezentate, supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului, a acordului de colaborare și a cheltuielilor legate de proiect în vederea depunerii spre finanțare a acestui proiect strategic. Și în urma adresei primite de la Consiliul Județean Neamț de ieri, 26 aprilie 2017, înregistrată la noi, prin care se solicită modificări în cadrul acordului de colaborare dintre județul Neamț și județul Bacău față de proiectul de hotărâre care a fost prezentat la dumneavoastră la mapă și vă supun aprobării amendamentului subvenit în cursul zilei de ieri, care conține următoarele modificări. Având în vedere modificările cotei de TVA de la 20% la 19%, valoarea totală a proiectului județului Neamț cu titlul Reabilitare și Modernizare Transport Piatra Neamț, Mărginei, Căurei, Horia, Ion Creangă, Icușești, limită județ Bacău, se va modifica și va fi de 144.772.188.000.000 lei. La articolul 4, rolul și responsabilități în implementarea acordului, partener 1, județul Neamț, activitatea 7, executarea lucrărilor de reabilitare axă transport, se vor reabilita, două puncte, se vor reabiliza și moderniza 60,360 km față de
cum era trecut în mapă, 60,407 km. Durata de realizare a investiției fiind de 36 luni. Astfel, amendamentul prevede, aliniatul 1 din anexa 1 va avea următorul conținut. Investiția prin care se vor reabilita și moderniza 60,360 km față de 60,407 km de drum județean. Și la aliniatul 5 din anexa 1 va avea următorul cuprins. Axa de transport propusă spre reabilitare și modernizare prin prezentul proiect este formată din 3 tronsoane de drumuri județene. După cum urmează, drumul județean DJ157 Horia, Trifești, Primești, Făurei, Mărgineni, Piatra Neamț. Precizăm că toate aceste modificări survenite la proiectul de hotărâre se referă doar la proiectul Consiliului Județean Neamț. Tot ceea ce avem noi la mapă, în legătură cu proiectul Consiliului Județean Bacău, rămâne neschimbat. Sume activități eligibile și neeligibile indicatori. Așadar, doar la acest proiect 4 intervine acest amendament. Discuții. Dacă nu vor, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Acum am să rog colegii să redacteze cât mai repede, să ajungă și la Neamț, cu ele în timp optim. Și vă supun 5-ul, care este de fapt 20-ul, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul modernizarea drumului județean 243B, Fântânele, Praja, Mătoșeni. Pentru finalizarea obiectivului de investiții inclus în Programul Național de Dezvoltare Locală, în PNDL, în vederea solicitării sumelor necesare continuării lucrărilor în anul 2017, se impune actualizarea devizului general al obiectivului de investiții în conformitate cu prevederile articolului 291 alineatul 1 litera B din legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare, care dispune că începând cu data de 1 ianuarie 2007, cota de TVA este de 19%. Din actualizarea realizată de către proiectant, rezultă că valoarea totală după actualizarea de legea este de 12.868.268,80 lei, din care de la bugetul de stat se va decorta suma de 12.476.369 lei, iar din bugetul local suma de 391.908.000 lei. Menționăm că în conformitate cu prevederea articolului 44 din legea 273, documentația tehnico-economice al obiectivului de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile administrative, se aprobă de către autoritățile deliberative. Devizul general întocmit la faza de proiectare, studiul de fezabilitate, documentații de acțiune a lucrurilor de intervenție se actualizează prin grijă beneficiară ori de câte ori este necesar după încheierea contractelor de achiziție, rezultând valoarea de finanțare obiectivului de investiții lucrărilor de intervenție. Având în vedere cele mai sus prezentate, vă supun spre adoptare hotărârea privind aprobarea devizului general actualizat privind obiectivul modernizarea drumului județean 243B, Fântânele, Praja, Mătoșeni. Discuții. Dacă sunt, dacă nu vă supun aprobării, adoptării, cine este de acord? Vă mulțumesc. Doamna Aveleanu, puteți merge acum. Mergem mai departe. Cu aprobarea realizării unui proiect pilot, un alt de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace, Băcăoane din Valea Zeletinului, Consiliul Județean împreună cu Asociația Amitie României, Saint-Leu-la-Forêt, Franța a inițiat proiectul cu titlul de mai sus, care a fost
aprobat prin hotărârea Consiliului Județean din martie 2015. Perioada de desfășurare a proiectului este martie 2015-decembrie 2018 și are ca obiectiv general învățarea și consolidarea limbii franceze de către 200 de elevi din comunele sărace ale județului Bacău, din Valea Zeritului, Comuna Colonești, Motoșeni, Stănișești și Rechipasa, în vederea fructificării oportunităților pe care le prezintă cunoașterea acestei limbi de circulație internațională pentru dezvoltarea personală, implicit pentru dezvoltarea comunităților proprii. Ca urmare a adreselor transmise de către comunele Colonești, Motoșeni și Rechipasa, prin care s-a adus la cunoștință faptul că în cadrul echipelor de proiect s-au produs modificări și totodată ca urmare a plecării în Parlamentul României a managerului de proiect, respectiv a domnului Ionel Floroiu, este necesară actualizarea echipei de proiect care va avea componența prevăzută în anexa la prezenta la proiectul de hotărâre. Asociația din Franța a transmis o adresă înregistrată la Consiliul Județean în care se prezintă propuneri vizând activitățile prevăzute în proiect cu solicitarea de a fi luată în considerare pentru buna desfășurare și finalizarea proiectului. Propunerile făcute în cadrul întâlnirii, conform contractului de asociere care a avut loc în ianuarie, 11 ianuarie anul acesta, modifică precizează perioadele de desfășurare a activităților și a subactivităților referente din cadrul proiectului și adaugă invitația de deplasare în perioada vacanței anului 2018 în vederea îmbunătățirii cunoștințelor lingvistice a 3-4 elevi din comunele vizate în proiect cu rezultate deosebite privind învățarea limbii franceze. Și aveți prezentate aici inițial ce activități au fost și modificările făcute. Față de cele menționate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 1 la hotărârea din martie 2015, privind aprobarea realizării acestui proiect pilot. Discuții dacă sunt. Domnul Consiliu Pocunu. Mulțumesc, domnule președinte. Era o observație de făcut la acest proiect, nu știu tehnic, doamna Pascu știe mai bine, dacă putem modifica denumirea proiectului din zone rurale sărace în zone rurale defavorizate. Cunosc bine acest proiect, am fost implicat prin instituția prefectului în derularea lui și au fost discuții anii trecuți, anul trecut în special, pe această abordare, să schimbăm de zonă rurală în zonă defavorizată. Am văzut reacția partenerilor francezi în momentul în care i s-a tradus acest termen și scurție cumva. Dar nu știu tehnic dacă proiectul poate fi modificat pentru ele. Mulțumesc. Nu știu, este cea doamna... Domnul Botez? Eu cred că n-ar trebui să existe, dar trebuie să întrebăm. Da, trebuie să întrebăm. Da, pe tehnic. Domnul Ioanid, ce m-a spus la un an? Domnul Botez? Nu. Pe Luciana. Luciana, pe Luciana, alte intervenții, dacă mai sunt, pe acest subiect, o să întrebăm și dacă tehnic nu sunt probleme. E foarte bine. O să vă supun la vot cu această precizare. Mi se pare foarte bine că avem în vedere și zonele acestea rurale, mai îndepărtate de județ, defavorizate sau cum o să le spunem, pentru că în felul acesta extinderea învățării unei limbi străine de către elevii din zonă este benefică și în felul acesta vor aduce un beneficiu dezvoltării zonei. Mi se pare un proiect foarte bun și, de fapt, nu e la prima, nu e pentru prima oară când se discută această problemă și în anii trecut și s-a urmărit implementarea unor acțiuni în zonele acestea și mi se pare că e bine să consolidăm această problemă. Da, eu colaborare de tradiție, asta e un proiect separat, dar sigur colaborarea comunităților de pe bază de timpul
Două organizații și comunități din Franța au fost mai mult decât benefice, pentru că s-au creat și s-au dezvoltat și alte tipuri de servicii. Și de relații. Legate cu domeniul sănătății, social și... Și relații între foarte multe tipuri de relații. Consolidarea relațiilor. Doamna Luciana Pașa. O precizare, o propunere la proiectul meu, dacă un astfel de sprijin, titlul proiectului, un astfel de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale sărace, Băcoane de Valea Zeitului, promovarea învățării, și asta se poate modifica în loc de dezvoltarea zonelor rurale sărace, dezvoltarea zonelor rurale defavorizate. Dacă implică ceva, putem face această precizare și să o hotărăm aici, să înlocuim cuvântul sărace cu defavorizate? Nu implică absolut nimic, da? Dacă... Mulțumesc! Stimați colegi, vă propun să aprobăm proiectul de hotărâre cu această precizare de a înlocui cuvântul zone rurale sărace cu zone rurale defavorizate. Cine este pentru? Mulțumesc! Ducem la cel de-al șaptelea. Proiectul privind desemnarea președintelui Consiliului Județean în echipa României din cadrul rețelei internaționale de cercetare științifică, Observatorul Autonomiei Locale. Observatorul privind autonomia locală a fost creat în ianuarie 2008 și este coordonată de profesor doctor în drept public Ștefan Gherard de la Universitatea din Lille, Franța, Facultatea de Științe Politice, Juridice și Sociale. Reprezintă o rețetă de cercetători, profesori universitari și de funcționari din administrația centrală și locală, specializată în studiul autonomiei locale, descentralizării și în gestionarea colectivităților locale. Această rețea reunește 70 de echipe, una sau mai multe din fiecare stat membru al Uniunii Europene, precum și din Albania, Islanda, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, San Marino, Serbia, Rusia și Turcia. Obiectivul acestei rețele intrat de cercetare și din contrarul studierea autonomiei locale, descentralizării, a gestionării colectivităților locale, a multiguvernanței și a altor teme ce depun în aceste problematici în diseminarea rezultatelor acestor studii, activitate ce se concretizează în lucrări și intrice publicate la editurile din Europa și sensibilizarea decidenților politici și a funcționarilor publici care lucrează în acest domeniu. Observatorul privind autonomia locală organizează anual colegii internaționale și întâlniri de lucru care permit explorarea în profunzime și precis, dar totdeauna de o manieră comparativă a întrebărilor și problematice. A fost înființată sub patronajul Comitetului Regiunilor, organ consultativ care reprezintă interesele autorităților regionale și locale în cadrul Uniunii Europene și colaborează în mod direct în activitatea ei cu aceasta, cu Consiliul Europei, cu Europarlamentar și Comisarul European pe probleme specifice. Totodată, observatorul privind autonomia locală este dispus să lucreze cu instituții europene, naționale și locale, dar și cu ONG-uri pentru realizarea lucrurilor sale esențiale. Față de această solicitare de a face parte din această echipă, vă supun spre aprobare și apreciem că este benefică participarea noastră a președintelui Consiliului Județean împreună cu alți colaboratori la activitatea desfășurată de echipa din cadrul
Universității George Bacovia din Bacău și supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea președintelui Consiliului Județean în echipa României din cadrul rețelei internaționale de cercetare științifică. Dacă sunt discuții, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, ține acțiunea următorul punct al ordinii de zi. Vreau să țină răbdare să semnez cele trei hotărâri care vor pleca la fiecare. Am să-i dau cuvântul doamnei director Mitrea pentru a prezenta următorul punct al ordinii de zi. E vorba de acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe 2007 din excedentul bugetului local al județului Bacău. Vă rog, doamna director. Mulțumesc. 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 Potrivit stabilită de Banca Națională a României, este de 1,75% pe an, conform circularei BNR din 6.2015. Având în vedere nivelul ratei dobânzii de referință, propunem actualizarea valorii de debenților cu 1,75% pentru cabinetele medicale aflate în domeniul privat al județului Bacău, astfel după cum au fost prezentate la MAP și cum ați discutat de altfel și în comisie. Redevențe metru pătrat pe an pentru suprafață teren 2016 46,99, 2017 47,81. Pentru policlinica stomatologică din strada Mărășești, asta e denumirea imobilului, de la 36,14 pe 2016 la 36,77 pe 2017. Față de cele prezentate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea valorii de defensă anuale pentru cabinetele americane concesionate conform hotărârii de guvern, cu modificările și completările ulterioare. Redevențe valabile în anul în curs, adică 2017. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. De asemenea, următorul se referă la indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului. Am primit din partea Direcției Județene de Statistică
nivelul ratei inflației pentru anul 2016, care a scăzut cu 1,55% față de anul 2015. În acest sens, având în vedere nivelul ratei inflației comunicat, propunem indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public sau privat al județului Bacău cu minus 1,55% și stabilirea valorilor minime ale acestor în vederea organizării licitațiilor după cum au fost prezentate în tabelul anexat. De asemenea, propunem ca și pentru celelalte situații care aparțin domeniului public sau privat al județului Bacău, licitația să înceapă cu valori ale taxelor de închiriere prevăzute în tabelul anexat. Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind indexarea taxelor de închiriere a unor imobile aflate în domeniul public. Ca exemplu, din anexă, în circa situația de urgență, taxa lei pe metru pătrat pe lună 7,51, după indexare, taxa pe 2017 lei pe metru pătrat pe lună va fi deci de la 7,51 la 7,39 și așa mai departe. Și dacă sunt intervenții la acest punct, al ordinii de zi, dacă nu vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Următorul se referă la indexarea tarifelor maxime privind exercitarea dreptului de acces la rețele de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabil în anul 2017. De asemenea, prin adresa Direcției Județene de Statistică, rata inflației pe 2016 a scăzut cu 1,55% față de 2015. În acest sens, având în vedere nivelul inflației comunicat, vă propunem indexarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la rețelele de comunicații electronice instalate de domeniul public sau privat al județului Bacău. Și care sunt prezentate în anexa la proiectul de hotărâre. Având în vedere cele prezentate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre cu indexarea tarifelor maxime pentru exercitarea dreptului de acces la rețelele de comunicații electronice instalate pe domeniul public sau privat al județului Bacău, valabil pentru anul 2017. Cine este pentru? Mulțumesc! Vor fi mulțumesc. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Se referă la trecerea unui bun imobil situat în municipiul Bacău, care îmbrășește numărul 6 din domeniul privat al județului Bacău, domeniul public al acestuia. Imobilul face obiectul solicitării prezentate anterior, în sensul că municipalitatea Bacău, printr-o adresă registrată la Consiliul Județean în 29 noiembrie 2016, își exprimă interesul de a prelua prin transfer imobilului, inclusiv terenoare, situat în Calea Mărășești numărul 6, unde a funcționat Direcția de Taxe și Impozite Locale, având ca motivație demersuri susținute ale municipalității pentru găsirea unor soluții adecvate privind desfășurarea activității instituției într-un spațiu corespunzător, respectiv extinderea primăriei Bacău, precum și pentru acoperirea necesară de locuri de parcare. De asemenea, potrivit articolului 10 din Legea Administrației Publice Locale, autoritățile administrației publice locale administrează sau, după caz, dispun de resurse financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau private ale municipiilor și județe, în conformitate cu principiul autonomiei locale. Facem precizarea că articolul 163 din Codul Civil dă dreptul de proprietate publică dorește prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau din domeniul privat al unei entități administrative teritoriale în domeniul public al acestuia în condițiile legii. Față de cele mai sus precizate, supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind trecerea unui bun imobil situat în municipiul Bacău, Mărășești 6, Calea Mărășești numărul 6, din domeniul privat al acestuia în domeniul public al acestuia. Dacă sunt discuții la acest punct al ordinii de zi, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc! Trecem la următorul punct al ordinii de zi, aprobarea
indemnizații de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. Prin nota de fundamentare a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, registrată la Consiliul Județean, se solicită aprobarea cuantumului indemnizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară, care funcționează în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, în sumă de 320 lei pe ședință. Din nota de fundamentare mai sus, referită, rezultă că valoarea indemnizației ședinței a fost stabilită ca urmare a discuțiilor și problemelor formulate în cadrul ședinței membrilor de Comisiei de Orientare Școlară din 6 decembrie și este motivată de faptul că urmarea modificărilor legislative apărute în cursul anului 2016, numărul de dosare care trebuie analizate de către membrii comisiei în vederea eliberării certificatului de orientare școlară a crescut în mod deosebit. Situația este prezentată de dată minuta ședințelor membrilor comisiei de orientare din aceeași dată și se țin chiar pe lângă cele două ordinare, încă cel puțin două extraordinare. În legătură cu cele anterior expuse, Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârce, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și prevenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități, sau cu cerințe educaționale speciale, prevede la articolul 9 alineatul 8 că finanțarea posturilor în cadrul serviciilor și finanțarea comisiilor de orientare școlară se vor realiza de către Consiliul Județean prin Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Iar la articolul 89 se dispune că salarizarea membrilor comisiei se stabilește în regim de plată cu ora sau de indemnizație pe ședință. Față de cele mai sus, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea organizației de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău. Fac mențiunea că pot fi remunerate doar cele două, chiar dacă se țin între 4 sau 5, doar cele două ședințe ordinare. Cine este votul sau dacă vrea cineva să facă anumite precizări pe marginea acestui proiect, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Doamna consilier Coșa se abține, da? Da, și o să explic și de ce, pentru că sunt reprezentantul Consiliului Județean în această comisie. Da, mulțumesc. Deci vreau să menționez această acțiune. Am să rog acum pe domnul consilier Comulescu să prezinte următorul proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri. Dacă știam că ești tradițional. Da, scuzați. Proiectul privind hotărârea privind organizarea rețelei școlare de învățământ special. La următorul să prezint următorul punct. În conformitate cu prevederea articolul 61 de legea educației naționale cu modificări și completările anterioare, rețeaua școlară este formată din totalitatea unităților de învățământ acreditate, respectiv autorizate, iar potrivit alineatul 2 același articol pentru învățământul special liceal și special post-liceal, rețeaua școlară se vorbea de către Consiliul Județean, respectiv de către Consiliul Local ale Municipiului București, nu este cazul, cu consultarea partenerilor sociali și cu avizul conform al Ministerului Educației Naționale. Prin adresa Ministerului Educației Naționale, care a transmis avizul conform pentru organizarea rețelei școlare de învățământ special din liceal din județul Bacău pentru anul școlar 2017-2018. Precizăm că instituții de învățământ special din județul Bacău sunt unități cu personalitate juridică finanțate potrivit legii din bugetul județului Bacău și sunt coordonate metodologic de inspectoratul școlar. Față de cele menționate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal pentru anul școlar 2017-2018 conform anexei
pe care o aveți la acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. Mergem la următorul punct al ordinii de zi și o luăm cu domnul Omar. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru situații de urgență Maior Constantin Ene al județului Bacău pentru 2017. Inspectoratul pentru situații de urgență solicită printr-o adresă înregistrată la Consiliul Județean aprobarea planului de măsuri și acțiuni al Inspectoratului pentru 2017. Pe aceste mei, proiectul de hotărâre se propune aprobarea planului de măsuri pentru 2000 care cuprinde măsuri și acțiuni rezultate din prevederea actului normativ legea 481 pe 2004. Și este suma totală necesară pentru realizarea acestor măsuri și acțiuni în 2007 este estimată la 1.812.900 lei, incluzând dotarea cu mijloace fix și obiecte de inventar aferente. Măsurile și acțiunile prevăzute în plan urmează a se discuta și a se finanța în limita fondurilor bugetare care vor fi aprobate cu această destinație atât din bugetul propriu al județului Bacău pentru anul curs, respectând dispoziții legale, cât și probabil de la Ministerul de Interne. Având în vedere cele prezentate, supuneți că adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri și acțiunea Inspectoratului pentru situații de urgență Maior Constantin Ene pentru anul 2017. Este invitat aici prezent domnul Colonel Grileanu, da? Dacă sunt discuții pe domnul consilier Cumulescu, vă rog. Precizez în primul rând că am să votez pentru aprobarea planului de măsuri și acțiuni al ISU-ului pentru 2017 și propun ca în luna februarie, când probabil vom dezbate și aproba bugetul, să prevedem și fondurile necesare ca acțiunile din plan să poată fi asigurate și din punct de vedere logistic. În datele care mi-au fost puse la dispoziție, rezultă într-adevăr că suma care este solicitată de către ISU este necesară pentru ca să-și mențină capacitatea operativă. Însă va trebui să așteptăm să privim bugetul, să vedem în ce măsură putem să acoperim în totalitate această sumă care este solicitată. Eu însă am dorit să intervin și din alt motiv. În această lună, în ședința top, șefii de instituții, respectiv Poliția Județeană, ISU, Jandarmeria și Poliția Locală, au prezentat informări prin care ne-au prezentat principalele acțiuni care au fost întreprinse pe timpul sărbătorilor de iarnă și în perioada din fiscul din prima jumătate a lunii ianuarie. Din ceea ce ne-a fost prezentat, eu vă doresc să informez Consiliul Județean că în această perioadă cele patru instituții au funcționat practic în situație operativă permanentă și au acționat în majoritatea situațiilor împreună în sistemul integrat și au reușit prin intervențiile care le-au avut în această perioadă să prevină foarte multe situații infracționale și să intervină în foarte multe situații dificile pentru populația județului Bacău. Din acest considerent, cred că este bine că astăzi, în afara faptului că noi dezbatem și aprobăm cele două documente de planificare, să abordăm și această problemă referitoare la implicarea mai mult decât responsabilă a personalului din aceste instituții. Și întrucât la ședința noastră sunt prezent și domnul chestor Opișan și locuitorul instituției, domnul colonel Răileanu, propun ca să evidențiem acest comportament că merită să fie evidențiat. Să felicităm șefii celor două instituții pentru modul
cum conduc personalul din aceste instituții și să apreciem în mod deosebit atitudinea și implicarea personalului din aceste instituții în această perioadă. Personal cred și să convins că și dumneavoastră sunteți de acord că personalul din cele patru instituții merită din timp aprecieri pozitive și din partea Consiliului Județean. Mulțumim, domnului consilier Mulescu. Consiliul Județean a sprijinit în ultimii 3-4-5 ani, am văzut constant activitatea prin sumele pe care am văzut la prinse în buget și cheltuite și cu siguranță și anul acesta, dacă e posibil să cuprindem toată suma, cred că o vom face. Dar asta depinde să vedem cifrele de la buget, să vedem întâi bugetul riscat aprobat. Dacă mai sunt intervenții la acest punct al ordinii de zi, dacă nu vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pe acolo? Vă mulțumesc. Planul de măsuri și acțiuni a fost aprobat. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, care se referă la dezlipirea în două lături a terenului, având număr cadastral 60.038, aflat în domeniul public al județului Bacău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea trecerii unui teren în suprafață de 83,10 metri pătrați din domeniul public al județului Bacău, domeniul public al municipiului Bacău. Consiliul Local al Municipiului Bacău a aprobat prin hotărârea adoptată în ședința din ianuarie 2017-20 solicitarea de trecere a acestui teren în suprafață de 83,10 metri pătrați din domeniul public al județului și administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău. Tabula dreptul de proprietate doar pentru această suprafață de teren și pe cale de consecință inițierea procedurilor legale de dezlipire în două loturi a terenului având numărul cadastral mai sus menționat. Spațiul precizat că Spitalul Județean de Urgență și-a exprimat acordul în vederea realizării dezlipirii anteriorului referite prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Bacău. Față de cele anterior menționate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind dezlipirea a două loturi a terenului având numărul cadastral 60.038 aflat în domeniul public al județului și administrarea Spitalului Județean Bacău, în vederea trecerii unui teren în suprafață de 83,10 metri pătrați din domeniul public al județului în domeniul ca municipiul Bacău. Dacă sunt intervenții aici, dacă nu vă supun spre aprobare, ce este pentru? Mulțumesc! Dau cuvântul domnului vicepreședinte Gheorghiță Marius Gabriel pentru a prezenta următoarele două sau trei puncte. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. La proiectul de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public județean de Crăciun din curse regulate speciale. Prin acest proiect de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean se propune aprobarea atribuirii licențelor de traseu operatorilor de transport rutier SECEI la SRL Comnești, SECE Alex Domac SRL Bubuș, SECE Ulise SRL Comnești și SECE Transmoldova Unești. Propunerea este fundamentată pe componența dată de prevedere articolului 4, litera H, articolul 33 și articolul 35 din normele de aplicare a legii serviciilor de transport public local. În vederea obținerii licenței de traseu, operatorii de transport menționați mai sus au depus la Consiliul Județean documentele prevăzute la articolul 33 din ordinul Ministrului Internelor Reforme administrative numărul 353 pe 2007. Operatorul de transport rutier SCI TASRL Comănești solicită atribuirea licenței de traseu în vederea continuării efectuării serviciului de transport public județean pe traseele județene Asău Comănești, Asău Centru Comănești, Moinești Lucărcești, Comănești și Gărmănești Comănești, pentru transportul unui număr de 603 angajați a agentului economic SECE Ports Industrie Schweiz-Hofer-Baco-SRL Comănești prin curse
de 3 curse pe zi până la data de 1 iunie 2018. Operatorul de transport rutier SC Alex Tomat SRL Bucuș solicită aprobarea emiterii licenței de traseu pentru curse regulate speciale pe traseele județene Brac, Hârleș, Bereș, Bistrița, Filipeș, Bacău, Fermele Agricole Internațional și Bucuș, Sărden, Blăgești, Buda, Racova, Bacău, Fermele Agricole Internațional. Beneficiarea transportului fiind un număr de 479 de persoane, angajați ai agentului economic SC Agricola Internațional Bacău, operatorul de transport rutier SC Ulise SRL Comănești, solicită aprobarea emiterii licenței de traseu pentru traseele Ghimeș-Făget Comănești, beneficiar fiind aceea societate Bolsa Industriei Bacău SRL Comănești prin 3 curse pe zi. Operatorul de transport rutier SC Trans-Moldova Onești solicită aprobarea emiterii a 4 licențe de traseu pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate speciale pe trasele Sânic-Moldova Cireșoaia Onești, Nicolești Onești, Urechești Onești și Belești-Taslău Onești, beneficiar fiind SC Cropostelele Onești pentru transportul unui număr de 36 de angajați prin 2 curse pe zi, respectiv Liceul Tehnologic Onești, pentru transportul unui număr de 30 de elevi într-o cursă pe zi, perioada anului școlar. Domnule președinte, vă rog să spuneți la vot, dacă nu sunt misiuni. Dacă sunt intervenții la acest punct al de zi, dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc. Domnul vicepreședinte, vă rog, următoarea trecem la următorul punct. Potrivit legii serviciilor de transport public, local numărul 92 și a normelor de aplicare, în perioada decembrie 2016 ianuarie 2017 s-au înregistrat solicitări de actualizare a programului de transport 2014-2019, transmise de Primăria Comunei Dămienești, de Primăria Comunei Tătărești și operatorul de transport SC Dragolin Service SRL. Serviciul de transport persoane în municipiul Bacău și localitatea Călugăreni, Comuna Dămienești, este asigurat și societatea SC Supervoia SRL prin 6 curse. Autoritatea locală a Comunei Dămienești, împreună cu societatea de transport, au analizat fluxul de călători înregistrat în ultima perioadă și solicită diminuarea numărului de curse de la 6 la 5 curse pe zi și modificarea orelor de circulație prin 3 curse din program, mai devreme sau mai târziu față de orele de actual grafic cu 15 ori 30 de minute. Primăria Comunei Tătărești împreună cu operatorul de transport SC Step Trans SRL, deservent al traseului numărul 51 Bacău Tătărești, a propus modificarea orei de plecare din Tătărești pentru o cursă din cele 2 ale traseului. Ora de plecare 15 se va modifica în ora 14. SC Dragolin Service SRL, prestator al serviciului pe traseele județene 54 Bacău-Sascut-Pâncești, 55 Bacău-Sascut-Sascut-Sat și 43 Bacău-Rătăciun-Rătăciunii, solicită diminuarea numărului de curse în zilele de sâmbătă și duminică, datorită diminuării numărului de călători. Propunerile de mai sus sunt modificate și se încadrează potrivit articolului 17.C și D din cadrul normelor de aplicare. Având în vedere cele mai sus menționate, supunem analizării și aprobării proiectului de hotărâre. Domnule președinte, vă rog. Stimați colegi, dacă sunt intervenții la acest punct, alături de zi, dacă nu, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, domnul vicepreședinte, vă rog, și următorul punct. Vă mulțumesc mult la acest proiect de hotărâre privind indexarea tarifului pentru eliberarea licenței de traseu aferente serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în județul Bacău, stabilită prin hotărârea Consiliului Județean numărul 22 din 27 ianuarie 2016.
Ținând cont de faptul că indicele total de variație a prețurilor de consum aferent anului 2016 față de anul 2015 a fost de 98,45% comunicat de Institutul Național de Statistică prin adresa transmisă și înregistrată la Consiliul Județean Bacău. Propunem aprobarea tarifului indexat calculat cu indicele de inflație în valoare de 157 lei, care urmează a fi perceput de Consiliul Județean Bacău în vederea eliberării licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale. Ultima indexare a tarifului în cauză a fost aprobat prin HCG Bacău, numărul 22 din 97-a, fiind în valoare de 159 de lei. Valoarea acestui tarif se va calcula proporțional cu durata efectivă a valabilității licenței de traseu în cazul perioadelor mai mici de un an de zile. Pentru eliberarea unui duplicat al licenței de traseu special ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei anteriori eliberate, se va percepe tariful de 139 de lei, anterior fiind 141 de lei. La aceste valori se adaugă contravaloarea formularului de licență de traseu. Având în vedere cele mai sus menționate, domnule președinte, vă rog să supuneți la vot, anume înainte de a mulțumi domnilor consilieri pentru atenția și răbdarea cu care tratează fiecare punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc mult! Așadar, aveți cuvânt. Dacă sunt intervenții, dar nu vă supun spre aprobare. Cine este pe aici? Mulțumesc! Trecem la următorul punct. Pe ordine de zi. Aprobarea încheierii cu EON Distribuție România S.A. Convenției pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale existente la imobil situat în municipiul Bacău, strada 9 mai 104. Imobil situat și în municipiul Bacău, sub denumirea Corpul Gardierilor Publici. Conform extrasului de carte funciară, imobilul este alcătuit din două corpuri de clădire adiacente, în suprafață construită totală de 389 de metri pătrați, astfel clădire birouri, 4 garaje, precum și o suprafață de teren de 1077 de metri pătrați. Prin hotărârea Consiliului Județean din 16 iunie, a aprobat darea de administrare acestui imobil Direcției Naționale Anticorupție, iar conform contractul de administrare încheiat în acest sens, în calitate de proprietar, se obligă să efectueze lucrările de intervenții care se impun asupra imobilului, ținând cont de starea acestuia și de destinația stabilită. Ca urmare, pentru elaborarea integrală a documentației tehnico-economice necesare executării lucrurilor de intervenție, documentațiile au fost predate de către societatea Provețele, fiind în curs de obținere autorizația de construire. Astfel, în baza avizului EON Distribuție România, ESA, privind accesul la rețeaua de gaz, unde sunt făcute mențiuni care prevăd îndeplinirea obligatorie de către beneficiarea condițiilor tehnice, precum și conform memoriului tehnic, este prevăzută devierea rețelei de gaze în propagă. Devierea rețelei de gaze presupune încheierea unei convenții pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale existente cu EON Distribuție România. Așadar, ținând cont de prevederile articolului 190, literal a legii energiei electrice și a gazelor naturale, precum și articolul 44 de 207, legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, precum și ale regulamentului privind urmărirea comportării, exploatare, intervențiile în timp și post-utilizarea construcțiilor aprobat prin hotărârea de guvern 766/97 pentru aprobarea unui regulament privind calitatea construcției, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind încheierea cu EON Distribuție România S.A. a convenției pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale existente la imobilul situat în strada 9 mai numărul 104 din municipiul Bacău. Da, dar cred că dacă sunt interesați, dacă aceea nu este. În cazul vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc! Următorul
punctul al ordin de zi, se referă la planul strategic, cuprinzând principalele obiective și acțiunea Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pentru anul 2017. Domnul Consilier Județean Mulescu, vă rog, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Stimați colegi, potrivit reglementărilor în vigoare, una din atribuțiunile principale care le vin autorității centrale de ordine publică este să contribuie la fixarea obiectivelor și a indicatorilor de performanță minimală pentru serviciul poliției Est, să monitorizeze principalele activități care sunt prevăzute în plan și să sesizeze atunci când apar deficiențe pentru ca ele să fie remediate în timpul oportun. Împreună, obiectivele, direcțiile de acțiune și indicatorii de performanță compun conținutul planului anual strategic de acțiune. Vă informez că în prezent planul strategic de acțiune pe anul 2017 este asumat de ATOP Bacău. El a fost discutat și aprobat în ședința din 17 ianuarie, iar astăzi, potrivit reglementărilor în vigoare, el este prezentat în prima ședință a Consiliului Județean. Întrucât documentul a fost distribuit, eu voi puncta doar câteva elemente. În ceea ce privește obiectivele, acestea au fost grupate pe trei problematici și anume. 1. Creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei și protejarea patrimoniului. 2. Creșterea gradului de siguranță rutieră pentru cetățeni. Și 3. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale, necesare dezvoltării și menținerii capacității operaționale a inspectoratului. În ceea ce privește direcțiile de acțiune, așa cum rezultă și din plan, fiecare obiectiv este acoperit cu principalele acțiuni care se desfășoară pentru ca obiectivul să fie îndeplinit, iar fiecare direcție vă asigur că, la rândul ei, este acoperită de intervenții și cu personalul care să le îndeplinească. În ceea ce privește a treia componentă, indicatorii de performanță minimale, ei sunt nominalizați în plan și vă informez că acești indicatori sunt asumați pentru performanțe mai mari decât în anii precedenți. Acești indicatori nu pot însă să fie concretizați în cifre, dar scopul care este urmărit este ca fenomenul infracțional să fie restrâns cât mai mult posibil, iar încălcările de lege să fie diminuate, dacă este posibil, până la eliminare. În mare, asta este structura planului strategic de acțiune pe anul 2017. La ședință este prezent și domnul domnul chestor Vasile Opișan și dacă sunt probleme care necesită și alte explicații, cu siguranță dumneavoastră poate veni și cu alte informații. Eu doresc doar să vă asigur că trimestrial în ședințele ATOP Bacău se va analiza stadiul de implementare a acestui program și de fiecare dată noi vom informa Consiliul Județean cu principalele concluzii care rezultă din aceste analize. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Consilier Mulescu. Dacă mai sunt intervenții în marginea acestui material sau alte propuneri, vă rog, dacă nu, înainte de a vă supune spre aprobare, vreau să vă informez că am fost trece la următorul punct al orei de zi, vreau să vă informez că am fost prezent la ultima întâlnire a ședinței ATOP. Am apreciat activitatea și sprijinul prin colegii noștri care sunt membri în ATOP. Sprijinul în continuare de a pune în aplicare toate
știu, măsurile necesare pentru a atinge obiectivele pentru o mai bună siguranță a noastră și o mai bună colaborare între instituțiile din cadrul Ministerului de Interne și cu unitățile administrative teritoriale. De altfel, e o propunere care s-a desprins de acolo, poate nu neapărat ține de Inspectoratul Județean de Poliție, dar se referă la siguranța noastră a tuturor, referitor la pregătirea personalului din Poliția Locală și o propunere de a organiza poate la Bacău, o să vedem toate demersurile necesare, o să susțin asta și o să cu toate argumentele necesare și să vedem tehnic cum se poate realiza un centru de pregătire aici la Bacău, poate nu numai pentru județul Bacău, pentru toată regiunea Nord-Est, care cuprinde două componente. Una este componenta de pregătire teoretică și o componentă de pregătire militară. Da, cu acestea fiind zise, trecem la următorul punct al ordinii de zi, la diverse, care au apărut încă. Da, vă rog, domnul Dumnezeu. Nu, se supune la aprobare? Să prezint. Doar să prezint, da. Da, da, doar să prezint. Și am zis, dăm cuvântul doamnei director Sava să prezinte primul punct de la diverse. Mulțumim lui domnului Chestor, domnului Răileanu, pentru prezență și mult succes în activitate. Vare. Se vorba de proiect de hotărâre privind desfințarea Camerei Acadei de Sfântul Bacău. În anul 2010, prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, s-a aprobat înființarea Camerei Agricole de Sfântul Bacău, instituție publică descentralizată de către județean, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Județean Bacău. În conformitate cu prevederile legii 157 de 2016 privind reorganizarea unor structuri aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se reorganizează direcțiile pentru agricultură județene, prin diminuarea activității a patrimoniului și a personalului acestora, precum și a camerelor agricole, ale camerelor agricole județene, structuri care se desfințează. Potrivit la 313 din 2017, Camera Agricolă Județeană Bacău nu deține bunuri imobile din domeniul public al județului Bacău. Bunurile mobile, mijloace fixe, obiecte de inventar și alte materiale se pot transfera către Direcția pentru Agricultură Județeană Bacău pe baza situațiilor financiare și a protocolului de predare preluare încheiat cu condițiile lege. Având în vedere cele prezentate, considerăm oportună și necesară inițierea acestui proiect. Da, mulțumesc, doamna director, dacă sunt intervenții la acest punct al ordinii de zi, dacă nu, vă supun spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Mulțumesc. Domnul director Aifumai este prezent, este nou director al Direcției Agricole Bacău. Direcția Agricole Județeană Bacău. Vă rog, domnul director. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, doamnă secretar, doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteți să aduc mulțumirile mele și a colegilor mei pentru timpul în care am fost sub patronajul, sub administrarea Consiliului de Pază, pentru faptul că am găsit înțelegere totală, întotdeauna am fost susținuți și aceasta ne-a favorizat să ne ducem la bună îndeplinire activitățile care am avut și provocările care am avut în această perioadă. Consider că trecerea noastră la Direcția Agricolă Județeană Bacău nu este un lucru rău, pentru că am reușit să ne păstrăm atribuțiunile de serviciu a Camerei Agricole. Pe lângă asta avem și alte provocări. Cred că nu va fi timpul departe când locul agricultorilor din județul Bacău va veni spre patria mamă, adică tot la Consiliul Județean, într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă doresc dumneavoastră și familie dumneavoastră sănătate, toate cele bune și nu în ultimul rând aș mulțumi
domnului senator Dragoș Benea, fost președinte al Consiliului Județean, care ne-a fost șef o perioadă importantă, și domnului deputat Ionel Floroiu, de asemenea pentru tot ce a făcut pentru Camera Agricolă Județeană Bacău. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule director, și vă dorim mult succes în noua structură. Următorul punct de la diverse se referă la preluarea amplasamentului, utilajului și a echipamentelor tehnologice și a echipamentelor medicale aferente obiectivului de investiții, modernizarea și dotarea secției de radioterapie Spitalul Județean Bacău. În urma finalizării investiției, prin protocolul de predare-primire din octombrie 2016, înregistrat la Consiliul Județean Bacău, s-a preluat amplasamentul și rezultatele aferente obiectivului de investiții, reparații capitale, modernizare, dotare secției radioterapie Județul Bacău, Spitalul Județean Bacău. Lucrările executate în cadrul contractului încheiat între asocierea SECE Coarinal cu Europe și Terra Gaz Construct SRL în calitate de executant și Compania Națională de Investiții ESA București în calitate de investitor, au fost recepționate cu valoarea declarată a investiției de 23.377.919,22 lei, din care dotări 15.114.064,07 lei, cu tot cu TVA. Având în vedere cele mai sus prezentate prin proiectul de hotărâre, se propune preluarea amplasamentului și a rezultatelor aferente obiectivului de investiții, reparații capitale, modernizarea totală, secției radioterapie, Spitalul Județean Bacău, și pe cale de consecință modificarea și actualizarea contractului de administrare încheiat între Județul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău. Fac mențiunea că este, cred că, ultimul pas înainte și foarte important ăsta care îl facem acum, pentru că acest document, această hotărâre e necesară la documentația depusă pentru autorizarea sindicală. Și să sperăm că în 30 de zile vom obține și autorizația și în cel mai scurt timp, probabil până la 1 aprilie, să reușim să deschidem secția de terapie cea mai modernă din țară, văzut valoarea investiției. Dacă profit de această problemă, deci, profit de faptul că s-a discutat despre radioterapie și aș vrea să aduc în discuția Consiliului Județean faptul că secția de oncologie funcționează într-un spațiu cu totul și cu totul restrâns și în condiții care nu asigură posibilitatea tratării bolnavilor. Deci, tratamentul bolnavilor se face pe holul secției de oncologie în condiții cu totul necorespunzătoare și cred că se pot găsi soluții pentru extinderea acestei secții sau mutarea într-o altă clădire, având în vedere că există, am înțeles, posibilitatea mutării secției respective. Este cu totul impropriu și dezolant când intri acolo să vezi bolnavi în situația grea să facă tratament pe sală, pe hol, pe scaune cu tot felul de aplicații de tratament. Deci rog Consiliul Județean să ne gândim cât mai repede la găsirea unei soluții pentru extinderea, mutarea eventuală a acestei secții într-un spațiu corespunzător. Da, mulțumesc, doamna Marchiș. Așa este, a fost dată în discuție această situație actuală, în cealaltă investiții, să găsim o soluție imediată pentru
a mutat secția din Porucii, mai ales că au venit și o serie de modificări privind standarde de calitate pentru a autoriza această secție. Și am găsit soluțiile necesare. Managerul spitalului, împreună cu echipa de acolo, au termen ca până în iulie maxim, să facem acest transfer în noua locație, acum fiind adaptată cerințelor și ultimelor cerințe și reglementărilor din domeniul medical privind autorizarea acestei secții. Deci sperăm că până în iunie, voluntar, într-adevăr, așa este o situație care nu ne face cinste și vom continua și la pediatrie, lucrările, așa cum probabil anul acesta se vor finaliza lucrările de la compartimentul de primiri urgențe de la pediatrie și după aceea urmează probabil și pediatria, dar asta o vom discuta împreună și vom lua aici decizii. Și vom prioritiza împreună care sunt următoarele obiective de investiții în sănătate. Mulțumesc! Dacă mai sunt discuții, dacă nu, vă supun spre aprobare preluarea acestui amplasament și a întregii investiții pentru a face acest pas important spre a obține autorizare. Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă, abțineri, în unanimitate a fost aprobat. Și trecem la cel de-al treilea punct de la diverse. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de unitățile administrative teritoriale comune în oraș de Oan, Bucoci, Cașin, Cleja, Chimeș, Făgeri, Giosen, Grăbănești, Gura Voi, Hemiu și Tești, Izvor, Gărgici, Lumăgilești, Măgura, Orbeni, Părgărești, Părșor, Vecitoasa, Pentru Crucuși, Traianul, Lechești, Munturenți și Zemeș, Județul Bacău, prin primarii unităților administrative teritoriale, împotriva anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Județean 182, privind repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe anul 2017. Potrivit legii bugetului pe 2016, prin derogare de la prevederea articolului 33 privind finanțe publice locale cu modificare și completări ulterioare, suma aferentă procentului 20% din sume defalcate din TVA pentru utilizarea bugetului și din cote defalcate din impozitul pe venit se repartizează prin hotărâre de Consiliul Județean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, rambursarea ratelor de la împrumuturile contractate în baza ordonanței de urgență 2/2015 și ordonanței 46/2015 privind pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Ținând cont de prevederile legale menționate anterior, în ședința extraordinară din decembrie, din luna decembrie, a fost aprobată cu majoritate de voturi hotărârea 182 privind repartizarea de unități administrative a sumelor defalcate din unele venituri ale statului pe 2016. La data de 11 ianuarie 2017 a fost înregistrată plângerea pe prealabilă sub numărul 411 din 11 ianuarie, formulată de către 22 de unități administrative teritoriale din județul Bacău, pe care le-am menționat mai sus, reprezentați de avocat Gabriela Țarungă, prin care au solicitat anularea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Județean 182 din 2016. Din cele 22 unități administrative teritoriale semnalate ale plângerii prealabile, o parte nu au solicitat sume echilibrate, sume pentru echilibrare, pardon, motivat de faptul că nu înregistrează arierate.
nu au contractate împrumuturi și nu au programe de dezvoltare locală care necesită cofinanțări de la bugetul local. Există răspunsul la adresele noastre pe care le-am trimis și acestea sunt comunele Ardeoani, Cleja, Ghimeș-Făget, Măgirești, Pârgărești, Târgu Turnu și Traian și Zeleș. O parte nu au răspuns la solicitarea Consiliului Județean de a transmite necesarele sume pentru echilibrare. Comunele Grăbănești, Pârjor, Răchitoasă. Dar o parte au solicitat sume pentru achitarea unor alierate care nu au fost confirmate de situația comunicată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice. Fapt și nu reflecta realitatea și legalitatea solicitării. Și acestea au fost Puhoci, Giosep, Gurabăi, Pitești, Măgura și Cașa. De asemenea, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, comunele Giosep, Hemeiuș, Izvorul Berniciilor, Benu, Recheș și Buturel nu și-au fundamentat solicitările cu informații din care se rezulte faptul că pentru respectivele proiecte există contracte de finanțare încheiate pe programe naționale cu o autoritate de management din care se reasă și necesitatea cofinanțării la bugetul local. Asta era condiția. Dacă am luat calcul posibilitatea legală de a reveni asupra hotărârii și a revoca actul administrat cu caracter normativ contestat, facem precizarea cu hotărârea Consiliului Județean și a produs efectele juridice și a intrat în circuitul civil, fiind comunicată și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacă, în vederea ducerii la îndeplinire. Având în vedere cele care le-am prezentat foarte pe scurt, apreciem că nu au fost încălcate dispoziții legale invocate și că proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de unitățile UAT-urile menționate împotriva anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Județean privind repartizarea pe unități a sumelor defalcate din venituri ale statului pe 2016 poate fi supus spre aprobare. Deci astea au fost criteriile sau respectat. Cu atât mai mult, chiar dacă nu au solicitat, ați văzut și dumneavoastră că ei au primit fiecare câte ceva. Deci au fost împărțite și au primit pe ceva sume. Dar nu au putut justifica cofinanțările pe programele naționale, contracte de finanțare în care să existe cofinanțare sau arierate care să fie confirmate de către administrația financiară. Dacă mai sunt, știu, întrebări referitoare tehnice, referitoare la aceste UAT-uri, doamna director Mitrea, director la Buget Finanțe, vă stă la dispoziție. Există în corespondența noastră și la dosarul de fundamentare, răspunsurile, adresele trimise și răspunsurile primite de la fiecare UAT. Vă rog, dacă sunt discuții pe marginea acestui. Domnul consilier Urteanu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Știți că eu am intervenit și în ședința când s-au hotărât repartizarea sumelor. Și atunci am reclamat lipsa de transparență a modului în care se distribuie acești bani. Vă atrăgeam atunci atenția, asupra două cazuri extreme, era vorba de Comuna Ordeni, cu 5.000 de lei. Bine a spus domnul președinte câte ceva au primit fiecare, acel ceva, câte ceva, fără 5.000 de lei la Comuna Ordeni. Comuna Ordeni are 3.760 de locuitori. Știți cât înseamnă pentru fiecare locuitor? 1.032 de lei. Dacă s-ar fi făcut o distribuție prin simpla împărțire a sumei care era repartizată județului la numărul de comune, o simplă operațiune matematică, algebrică, ajungea la fiecare comunitate câte 76.000 de 760 de lei. Mai însemna ceva. Ori s-a recurs la același arbitrar care își știe întotdeauna, care într-adevăr acum este mai redus din prevederile legii bugetelor locale, pentru că din banii care se repartizează de la nivel central,
80% se dau după anumite criterii care au o anumită obiectivitate și le corelează cu dimensiunea comunităților, cu numărul de locuitori, cu veniturile din comunitate. Dar s-a mai lăsat un 20% la latitudinea autorităților locale, a Consiliului Județean sau a Consiliului General al Capitalei, cum este în cazul București. Și acel 20% rămâne iarăși a fi atribuit după forța, după interesul celor care conduc comunitățile. Și noi atunci am reclamat acest lucru și am cerut să ni se arate modul în care s-au calculat acele sume care se dau. Pentru că eu știu că Orbeniu a solicitat în adresă o sumă de 329 de lire. Îmi spuneți aici, în motivarea respingerii, proiectul de hotărâre de respingere, că nu au fost certificate de autoritățile fiscale, de Ministerul Finanțelor. Nu știu dacă ați avut dumneavoastră timp de când ați primit adresele ca să faceți aceste verificări. Mai degrabă, cred că nu, având în vedere cât de greu se comunică între instituții. Noi vom continua de mersul, grupul liberal va vota împotriva acestei respingeri. Vom continua de mersul și în același timp, să știți că din împreună cu primarul noștri am pregătit un proiect de hotărâre prin care să hotărâm o formulă după care să se distribuie bani. Vor avea nevoie de această formulă și cred eu că vor fi încărcați și primarii PSD și primarii ALDE, pentru că nu cred că le convine și lor acest arbitrar. Nu toți sunt mulțumiți. Nu poți să dai banii din PIX fără o analiză. Aici se e vorba de influența pe care o are un anumit primar, de un anumit rezultat pe care îl obține în campania electorală, de felul care s-a implicat în campania electorală, așa cred eu că sunt, așa cred eu noi că sunt distribuiți acești bani. Și vom veni cu acest proiect de hotărâre și nu știu, dragi colegi de la PSD, dacă gândiți-vă atunci când vă vota acest proiect, că un locuitor din Comuna Ordenea a primit 1,32 lei la Consiliul Județean. Deci, pe un convenit, o ședință viitoare cu un proiect de hotărâre pentru felul care se vor cheltui banii și astăzi vom vota împotriva. Mulțumesc! Domnul consilier, din respect, nu v-am întrerupt, dar să știți că ați dus discuția într-o altă zonă, în primul rând politică. Al doilea rând, încercați să faceți alte criterii, să stabiliți alte criterii decât cele prevăzute în lege. Nu am, ați menționat mai înainte. Sunt 80 care sunt niște criterii stabilite de finanțe publice. Cum? În funcție din numărul de locuitori, în funcție de mărimea comunității respective și sunt stabilite acele criterii. Pe lângă acele criterii, cei 20% și scrie în legea, în actul normativ, pentru ce se dau acești bani. Achitarea de ratelor provenite din neplata cheltuielor de funcționare sau de capital, în ordinea cronologică a vechimei aerele ratelor, nu poți, au venit într-adevăr și au solicitat că are de plătit o factură din ianuarie sau nu știu ce, dar aceste arierate nu au fost confirmate de către, nu știu ce datorii au fiecare unități administrative, dar nu au fost confirmate de către administrația financiară. Se poate verifica și vă rog frumos, fiecare din cele 22 de ATE-uri aveți acces la toate informațiile și toate documentele care se află în nota de fundamentare a proiectului. A doilea criteriu este rambursarea ratelor de împrumuturi contractate în baza unor ordonanțe de urgență pentru stabilirea unor măsuri financiare și al treilea, susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectului de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Dar aici trebuie să existe un contract de finanțare pe un anumit program național și trebuie să demonstrezi că ai o cotă de cofinanțare din bugetul local. Și sigur că s-au respectat aceste prevederi.
vă rog să verificați fiecare unitate administrativă. Ne-ați dat exemplu a unei comunități care a primit suma probabil cea mai mică, dar sunt care au primit și 75.000 de lei, 75.000 sunt care au primit și peste 75.000, din cele 22 pe care le-ați menționat, să știți. N-ar vrea să exemplificăm, le știți și vă rog, aveți acces la, la nota de fundamentare a acestui proiect. Vă mulțumesc mult. Dacă mai sunt și alte intervenții. Domnul Nechita. Domnule președinte, stimați colegi, să fac cu atenție și de colegul meu Cezar. Și aș vrea să formăm o comisie formată din, știu eu, un număr de consilieri de cei care sunt să acopere toată zona dreptului Patru, formată din consilieri de cei din toate partidele politice, care sunt consilieri de cei, și chiar dumneavoastră a spus că se poate verifica, și chiar vrem să verificăm actele depuse de cele 92 de OAT-uri, împreună, așa, comisie, să vedem dacă comunele peneriști care au fost frustrate de această sumă n-au depus documentele și celelalte au depus absolut toate documentele. Pentru că nu se poate ca toate aceste comuni care n-au luat, n-au primit bani să fie numai de la PNR. Deci nu se poate așa ceva, nu se poate ca și de la PSD să fie una cu probleme. Adică poate să numai la PNR. De aceea vreau să facem o comisie, o propunem acum din câte persoane, el să acopere toată zona și să le ridicăm absolut toate persoane. Deci vreau să vă contează, nu este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră. Toate comunele au primit, sunt comune și PSD care au primit. Deci nu duceți, vă rog, nu duceți o zonă politică. Deci discutăm administrativ și vă rog să verificați cele 22 de OAT-uri care au făcut plângeri de la PNR. Nu se poate. Eu am luat. Trebuie să verificăm și dacă nu. Eu vă spun sincer că am verificat o parte din ei și nici nu știau de această plângere prealabilă. Prima din cele 22. Nici nu știam de această plângere prealabilă. Nu am semnat așa ceva. Nu am cunoștință de așa ceva. Și mai grav. Și chiar vreau să mergem mai departe cu acestea. Nu se poate întreba de un joc de omul. Poate că va ajunge în instanță. Și în instanță vom... Iar politica ați luat-o dumneavoastră, partidul social democrat, nu mai. Pentru că dacă eu dați banii cât de cât echitabil, nu avea nimeni nimic. Totul era ok. Încă o dată cer să întindu-i de acea comisie și să verificăm. Și eu mulțumesc. Vă supun la vot, dacă mai, nu mai sunt alte intervenții, vă supun la vot că respingerea plângerii prealabile. Cine este pentru? Mă rog, doamna Tefu, să faceți o numărare. 22. Abține! Vă rog, cine se abține? Împotrivă! Nu am trebuit să vă rog. 10. Vă rog să notați, da? Da, mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Deci cu 22 pentru și 10 împotrivă. Am hotărât respingerea plângerii prealabile formate cele 22 de oameni. Sigur că... Domnul președinte, vreau să spun și câteva cuvinte. Vis-a-vis de rezultatul votului... Are legătură cu... Sigur că n-are. Rezultatul votului era la felul meu pentru mai previzibil. Chiar dacă unii dintre colegii noștri la această masă ar putea considera că aveți tot dreptul, procedați așa, noi considerăm că este un abuz.
Însă pentru noi era o etapă obligatorie de vedere administrativ, să o parcurgem în drumul nostru către instanța de judecată, care va decide cine și cum are de trat. În altă lume de elit, domnule președinte, în numele colegilor mei, vă solicităm, vă cerem, ca la următorul proiect de repartizare acestui tip de sume, să anexați cele trei tabele prevăzute de lege, respectiv repartizarea în cele două etape, acele 20% din sume, după populație și după suprafață, precum și tabelul, cu repartizarea sumelor care reprezintă cele 20% aflate la dispoziția Consiliului Județean pentru proiecte și investiții în materiile respective. Asta apelizez pentru a înțelege și noi mai bine cum s-au făcut aceste repartizări și, dacă vreți, pe principiul transparenței, aceste informații care trebuie să fie clare, publice, ca să nu mai avem niciun fel de interpretări. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc și aveți această ocazie să o faceți în comisie de specialitate și am rugămintea la dumneavoastră pentru ieri. Am participat la câteva ședințe de comisie și am observat absența dumneavoastră la aceste comisii. Vă rog foarte mult să participați la ședințele de comisii, pentru că nu sunt facultative prezența, sau nu este facultativă prezența noastră la aceste comisii, sunt comisii de lucru, aveți ocazia în aceste comisii să dezbateți, să solicitați informații suplimentare, documentele necesare pentru a vă identifica. Domnule și deja să știu care este punctul noastră de vedere, exact de ceea ce am solicitat. La întrebarea dumneavoastră, cei 80% lucrurile sunt clare, vin prin legea finanțelor publice, prin legea bugetului și sunt criteriile stabilite prin lege. La cei 20%, la fel, i-am menționat mai înainte criteriile care sunt menționate și trebuie respectate. Deci solicitarea mea a fost, ca la următoarea repartizare de genul ăsta, să ne prezentați cele trei datări care presupun repartizarea acestor sume, ca să înțelegem și noi cum s-a făcut această repartizare. Deci, la următoarea repartizare a bugetului, o să discutăm împreună, în comisie de specialitate, toate aceste aspecte, care, sigur, dacă sunt legale. Nu cerem nimic în afara legii, cred. Și la comisie le puteți solicita. Le aveți la dispoziție. Aveți toată deschiderea din partea aparatului propriu, din partea direcțiilor de specialitate. Așa cum și acum aveți acces la ce eu am întrebat pe doamna director, doamnă, s-a interesat cineva, cele 22, a vrut cineva din Consiliul Județean să vadă răspunsul celor 22 de UAT-uri, să vadă adresa trimisă, pe ce dată am trimis-o, pe ce dată am primit răspunsul și ce răspunsuri am primit și dacă ele sunt fundamentate? Aveți acces la aceste informații. Și sigur că e un pas. Ajungem în instanță și instanța va hotărâi. Legiuitorul și-a dorit și a făcut acest lucru ca repartizarea acestor sume să fie cât se poate de transparente și pe niște principii cât mai clare. Există niște formule, există niște modalități de calcul și noi asta trebuie să vedem cum s-au făcut aceste repartizări, cum se decide ce lege și cum. Domnul consilier, aveți acces la aceste informații. Mulțumesc. La propunerea mea, propunerea dumneavoastră a spus, faceți o propunere concretă. Și o supunem la mână. Că n-am înțeles propunerea. A spus, în viitor să faci, să stabilim o comisie. Veniți cu o propunere concretă și o supunem la mână. Ok, faceți un proiect. Inițiați un proiect de hotărâre și supunem la mână. Care e rolul acestei comisii și cum sunt informată, care e structura. Da? Dacă mai sunt intervenții. Domnul consilier Pocovin. Domnule președinte, stimați colegi, o chestiune de câteva secunde care nu ține, nu are legătură cu ordinea de zi. Am văzut în mass media locală de astăzi, speță în cotidianul Deșteptarea, un articol cu o situație tristă, poate chiar dramatică, a unui băcăuan de-a nostru. Este vorba de generalul de flotilă, Cătălin Băhneanu,
care a fost implicat zilele trecute într-un grav accident de circulație. Se află internat în spital la Constanța și are nevoie urgentă de donații de sânge. Și apelul meu este să ne raliem și noi la acest demers. Personal, noi, consilierii județeni, în măsura timpului pe care fiecare îl avem, sau prin rude, prin cunoștințe, un apel poate chiar și pentru Cocăoani. Fac precizarea că domnul general a condus baza aeriană Bacău și datorită profesionalismului de care a dat dovadă, astăzi această bază aeriană funcționează la capacitatea care există în municipiu și în județul Bacău, el fiind unul dintre persoanele care au meritul de a exista această situație. Acesta este rugămintea mea, apelul meu, și aș vrea să repet să ne raliem și noi în necesității de donare de sânge pentru un Cocăoan de excepție. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Dacă mai sunt și alte intervenții, domnul Mihai, vă rog. Mulțumesc, estimați colegi, aș vrea să aduc în atenția noastră situația critică în care se află locuitorii comunităților din Comunele Prăgărești și Târgu Cotru, cauzată de sistarea alimentării cu apă de către Compania Regională de Apă, CRAP. Motivată de anumite restanțe înregistrate în cele două comunități. Aș vrea să fac precizarea că în mare parte restanțele sunt acumulate pe perioada mai mare de câțiva ani și ele erau înregistrate până la data de până în perioada lunii iunie 2016, când administrațiile celor două comune au fost schimbate și cele două comune au fost preluate de primar PNL. E adevărat că acțiunea CRAB este legală, dar cel puțin de vedere moral, ne punem întrebarea de ce CRAB nu a făcut nimic pentru recuperarea restanțelor până la data de iunie 2016. Și mai mult decât atât, vreau să vă spun că pe lângă disconfortul major pe care CRAB l-a creat locuitorilor celor două comune, se pune în mare pericol și instalațiile din cauza temperaturilor foarte scăzute. Deci una peste alta, deși am înțeles că dumneavoastră cunoaște situația, CRAB nu a făcut nimic, acolo nu sunt autorizări, e un haos total. Cei doi primari, cele două administrații sunt în imposibilitate de a rezolva toate problemele pe care CRAB le solicită în această scurtă perioadă. De aceea cerem măsuri urgente. Nu știu dacă putem aștepta o lume de zile până avem, probabil, următoarea ședință, când, probabil, ar trebui să vină cineva din conducerea CRAB-ului aici. Cred că în câteva zile să ne gândim la o eventuală reșalonare, la preluarea directă a contorizării și a tuturor problemelor tehnice de către compania regională de apă, pentru că altfel, dacă nu vedem un interes al CRAB-ului în rezolvarea acestor probleme, nu găsesc altă motivație acțiunilor decât o presiune politică. Și n-ar vrea să vedem un proces. De aceea, vă rog, și noi consilieri județeni vom modifica, având în vedere calitatea Consiliului Județean de acționar al CRAB-ului, îi vom modifica să găsim soluții pentru a apa să fugă în cele două comunități, că altfel lucrurile tot o altă încăsătoră. Mulțumesc! Da, domnul Mihai, să știți că situația acum a ajuns și este foarte critică, dar s-au făcut niște demersuri, s-au făcut niște negocieri, s-au făcut niște reeșalonări. Am intervenit chiar eu pe lângă Vocea Craiova și Aghib pentru a întrerupe sau a suspenda întreruperea alimentării cu apă către populație.
Sunt niște etape care au fost și niște pași pe care s-au, în care s-au făcut. L-am surat pe doamna consilier Coșa să vină cu câteva informații, pentru că chiar săptămâna trecută, atât cu comunitatea de la Fugătorcu și comunitatea de la Părcărești, împreună cu Cravă, deci toate părțile implicate, să încearcă să găsească soluții, sigur, oamenii n-au nicio vină la urmă. Vă rog, doamna. Mulțumesc, domnul președinte. Am dorit să-i răspund colegului Duhelă că acele comune nu sunt TNL, în primul rând. Nu așa le vizualizează nici Cravu, nici Adibu, nici Consiliul Județean. Ele sunt comune ale județului Bacău. Aș vrea, în această discuție, să încercăm să terminăm cu presiunea asta politică. În primul rând, Cravu este o societate comercială. Nu sunt reprezentantul Cravului, sunt Adir, care are, derulează în prezent fonduri europene, care, așa cum știți, domnul consilier, și cum am votat cu toți aici și ne-am asumat responsabilitatea, are un contract cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Dacă această companie a fost de bună credință, a așteptat trecerea sărbătorilor de iarnă, până nu avem ce să le reproșăm, legal nici atât. Nu mi se pare corect, punctul dumneavoastră de vedere, să punem acum în cârca Cravului de ce nu au recuperat banii din urmă. Ba da, eu vă spun că, din punct de vedere adiv, sunt nenumărate dosare, nenumărate adrese trimite către aceste OAT-uri pentru a veni la eșalonare. Personal m-am implicat în această problemă cu respectivele comune. Vis-a-vis de reeșalonare, amândouă OAT-uri au avut comune, semnate, parafate și girate de adiv, fără ca niciuna dintre ele să se țină de această reeșalonare. Am încercat împreună cu reprezentanții Consiliului Județean, împreună cu Cravu, cu Adibu, să le găsim soluția legală la Consiliul Județean, cu doamna director economic, cu tot întregul departament jurist, de la juridic, cu doamna Giriadă. Suntem upgradați pe această problemă, dar deocamdată asta este legislația. Nu-mi place așa cum spune problema, că ar trebui aceste două comune PNL. Nu! Și puteți cere, domnul consilier, o situație de la Crab, să vedeți că aceste două comune au cea mai mare datorie. Pentru că la Crab nu se ține cont de culoarea politică. Așa cum vedeți și proiectul Apa, Apa, Canal. Pentru că tot am discutat aici și despre acesta, din care de fiecare dată a fost pus la colț, că este politic. Nu este absolut deloc politic, pentru că dacă vă uitați pe planul de investiții pe care să-l votăm cu toți în plenul Consiliului Județean, o să vedeți că sunt comune absolut de toate culorile, dacă vrem să vorbim așa. Mulțumesc! Doamna Cușa, și din informațiile pe care noastră le aveți, mai sunt și alte OAT-uri din astfel de situație? Nu. Deci doar cele două. Da. Mulțumesc! Sunt nevoiți să-i răspundă doamnei Cușa. Eu am spus și în prima intervenție. De ce, dacă datoriile erau substanțiale până în iunie 2016, Cravul nu a asistat niciodată acolo până atunci? Asta este unul. Domnul consilier, i-am chemat la mediere. Am făcut reeșalonare. Ne-am făcut cadrul legal. Nu puteam să iau. Datoriile nu sunt din iunie până acum. Datoriile au fost și în iunie 2016. Da, corect. Mai mult decât atât, dacă vreți să facem și acest tip de acțiuni, eu am declarația ale cetățenilor din Târgu Produș, care spun că li s-a spus că dacă PSD-ul va câștiga legile în Târgu Produș, ei nu vor plăti apa. Trebuie să mergi până acolo? Da. Sunt bani care sunt, dacă vin, mă mișcă. Nu are nicio acolo. Da, da, are. Deci am lăsat această... Nu vă pot lăsa să vorbiți. Ca un mijloc electoral de a câștiga politic. Și uite cum ne-am ajuns. Deci, rugămintea mea, să trecem peste aceste chestiuni politice, rugămintea mea, sistați această întrerupere cu apă, dați drumul la apă să curgă, sunt minus 17, minus 20 de grade în această perioadă și reluăm această discuție din martie când putem trece înapoi la eventuale reeșalonări și dacă e cazul sistem. Pentru că altfel se distrug și instalații. Domnul consilier, eu vă invit să faceți parte alături de colegi pentru a găsi soluții, să știți. Bă, asta s-a făcut. Și s-au făcut aceste reeșalonări, s-au plătit ceea ce s-a făcut, deci s-au parcurs niște etape de s-a ajuns în situația asta. Nu credeți? Nu mai vă știu nimică în câteva luni să plătească datorii de ani de zile, domnul. Eu vă adresez... Nu ne spațem aici, pentru că sunt chestii tehnici. Credeți că am voastră să vă asumați cadrul ăsta legal? Ne dați cea voastră cadrul legal pentru a da drumul la apă în aceste două comune? Dați-vă dumneavoastră și asumați-vă. Este ușor să spunem, dați drumul la apă. Nu dați drumul la apă pe baza a ce, domnul consilier?
semnați dumneavoastră documentele? Vă asumați? Pericolele care așteaptă. Au fost, domnul consilier, am ținut cont de fiecare dată de ele. Reprezentanții Crabului au fost în teritoriu, credeți-mă că știu foarte bine. Se putea pune un robinet, se putea goli conducta, știu foarte bine ce vorbesc, inclusiv pe etnic. Haideți să nu credem în demagogie. Reprezentanții Crabului nu au făcut nimic, decât au cerut bani. Dar asta au ce se facă, domnul consilier, pentru că sunt ale oașenilor. Știți care e situația concurenzării în comună, cred că cu totul doamna Coșa. Știți? Da, foarte bine, sigur. V-ați interesat? Da. V-ați interesat? Da. Că dat drumul să curgă și nu s-a știut cine cum consuma. Nu lăsați două administrații noi cu probleme. Este responsabilitatea unității administrative teritoriale. Studiați contractul de delegare. A fost aceea responsabilitate și până iunie 2016. Ca să nu-i faci într-un înțeleg. Eu am fost foarte clar. Domnul Mihai, nu mă gândeam că așa. Eu propun să se stau în situația, pentru că sunt chestiuni tehnice, sunt chestiuni care fiecare comunitate are particularitățile ei și trebuie discutate în lucrul cadrul ăsta. Și găsite soluții. Dacă sunt descuși, domnul consilier, invitați-i la masă rotundă și să găsească soluții legale. Suntem de acord. Vă mulțumesc mult de tot, că sigur, închidem cerințele.